Fraților, cei din tâi oameni au fost înșelați cu un fruct. Să nu spuneți că e o glumă, fiindcă e mare adevăr. Diavolul și astăzi umblă, tot cu fructe în traista lui, ca să cucerească lumea pentru loc în iadul lui. Parcă-l văd cum se prezintă și s-înșiră rând pe rând. Mai veniți de luați roade! Și lumea îndată năvălește ca și o turmă de oi și în curând vezi pe Satana trecând cu desaji goi. Mă duc să-mi încarc chiar sacii. Azi am avut mulți clienți. Lasă cumpere cu toții. Lasă că vor fi ai mei. Vrei să știi ce fel de mere are diavolul smințit? Vă voi spune cu durere că nu ne-am istorisit. Păhărâlele cu țuică și luleaua cu tăbag, virighete și inele și toate patimile rele, zice diavolul. Fără frică, un pahar cu vin nu strică și lipsa de la adunare, asta nu-i un păcat mare. Și chiar dacă întârzi, nu-i nimic, prezent să fii. Dacă ai ajuns la predicat, pe toate, da, pe toate le-ai rezolvat. Și mulți creștini nu știu că acestea sunt fructele lui Satan, ce le vinde cu iuțeală în orice zi și în orice seară. De-ai lua și tu, frate creștine, un fruct de acesta ciudat, poate te-ai gândit atunci că nu-i un mare păcat, dar aruncă-l iute, frate, celui care ți l-a dat și răspunde-i tot atunci, ține-ți mărul necurat. Cu durere spui oricui că mai are și alte mere și fructe diavolul de saga lui. La unile și optește. Băutura, dragul meu, a făcut-o Dumnezeu. Nu-i nevoie să postești și în rugă să trăiești. Bere, vin, rachiu de toate. Poți să bei cu dreptate, căci nu faci niciun păcat, că doar Dumnezeu le-a lăsat. Ca să poți să ajungi în rai, nu înseamnă să nu bei sau să nu spui vreo minciună, când ești plin de voie bună. Raiul poți să-l dobândești, dacă ești un om deștept și trăiești viața bine și nu asculți de nimeni. Totul este de ajuns să te minești credincios și să fii până la mormânt pocăit cu legământ. Dar să știi, soră și frate, care ți le permiți pe toate de la diavolul cel rău, îți va spune Dumnezeu, de la mine să plecați, că ați crezut că mă înșelați, dar v-ați înșelat pe voi, sunteți capre și nu oi, iar voi ce n-ați primit de la diavolul nimic, și nu v-ați găsi plăceri în a diavolului momel. Veniți toți cu voie bună și veți primi o cunună, cununa de biruință,
căci m-ați slujit cu credință.